Biblioteca județeană Ovidiu Sușianu Hunedoara Deva continuă seria lansărilor de carte cu volumele de versuri semnate Dumitru Tâlvescu, Evadarea din mecanic și volumul bilingv Poeme. Lansarea va avea loc în ziua de 29 septembrie 2016, ora 17, în incinta Deva Mall, etajul 4, Saldor. Dumitru Tâlvescu devine un nume tot mai cunoscut din viața literară hunedoreană, atât printre poeți cât și printre prozatori. Iubitor și consumator de literatură încă din adolescență, Dumitru Tâlvescu și-a găsit vocația de scriitor după ce a părăsit mediul bancar unde a lucrat o viață, o lume destul de aridă, dominată de cifre și calcule economice. În ciuda activităților funcționărești pe care le practica zi de zi, a găsit mereu răgaz să scrie versuri sau proză. Volumele de versuri care se vor lansa, Evadarea din mecanic și Poeme, ne relevă aceeași sensibilitate, aceeași propensiune spre introspecție și meditație asupra temelor eterne ale liricii, iubirea, reveriile, oniricul și misterul izvorât din el, natura atotputernică, dorul ca permanență a ființei. Cu prilejul acestei lansări de carte, autorul se va întâlni cu cititorii și va oferi autografe.